În periplul său de campanie, Ramona Ioana Brunsil s-a poposit astăzi pentru câteva ore la Buzău. A avut o discuție cu o echipă locală a PPU, apoi a vizitat două fabrici de confecții din oraș. Mulțumesc din suflet, avem o organizație foarte puternică aici și stare mândră de ceea ce faceți pe plan local, pentru că mă reprezentați la cel mai înalt nivel. Nu este pentru prima dată când candidata umaniștilor vine la Buzău. Ca întotdeauna vin într-adevăr cu mare drag pentru că am foarte mulți prieteni aici, prieteni noi, prieteni mai vechi. Am o organizație foarte, foarte bună care reușește, iată, să împoarte mesajele mai departe și să vorbească și să-mi descrie profilul oamenilor. Primesc foarte, foarte multe mesaje de susținere din partea buzoienilor care nu au nicio legătură cu partidul și atunci bineînțeles că vii cu drag acolo unde ești așteptat și îndrăgit și la rândul tău îndrăgești cu atât mai mult. Ramona Ioana Brunsils consideră că alegerile reprezintă un moment crucial și își dorește ca românii să cântărească bine înainte de a-și da votul pentru viitorul președinte. Cu mesajul că de data asta îi rog din suflet să aleagă cu sufletul la rândul lor, să se uite la noi toți, la cei care venim să le cerem încrederea și votul și să analizeze care dintre noi este cel mai sincer, care dintre noi iubește oamenii, care are credință în Dumnezeu, care este competent. Și după ce se gândesc la toate acestea, să facă alegerea gândindu-se că în felul acesta au șansa să aibă un președinte pentru oameni, un președinte care să iubească din tot sufletul său România și românii și care să-și dorească să facă lucruri adevărate pentru noi toți. Asta contează acum, să uităm de partide, să uităm de ideologii, să uităm de are șanse, n-are șanse, să mergem să ne exprimăm votul în acord cu ceea ce ne spune inima. În vârstă de 39 de ani, Ramona Ioana Brunsils este jurist de profesie, a absolvit dreptul la Școala de Guvern John F. Kennedy de la Universitatea Harvard, Statele Unite. A fost și este implicată în mai multe activități umanitare. Face parte din clasa politică tânără. Printre altele, Brunsils militează pentru revizuirea Constituției în sensul desființării imunității pentru președinte, parlamentari și miniștri și declanșarea proiectului România Vorbește, cea mai mare platformă de consultare democratică directă din istoria țării.